Aoleu, dar mi-a așa frică, bă. În dreapta la mașina asta chiar n-am crezut că o să stau vreodată. Ușor, țăran, ușor, ușor, stop, stop, stop. Bună dimineața! Bine ați venit în bucătăria mea, prieteni. Da, azi avem treabă. Stai să oprezi muzica, să nu iau copyright. Bag și gunoiul la loc ca să nu se vadă urât. Frumos Pâinescu la Prăjitescu, frumos Avocado, Avocadescu cu Somonescu, frumos. Da, Bărbătescu, hopa, bine. Lăsați în comentarii dacă vreți să vă învăț această rețetă de mic dejun de salivezi, sincer. Aici urma să fac și o cafea, nu știu de voi, fraților, dar mie îmi place efectiv cafea la ibric. Ce se întâmplă? Hop, și s-a aprins aici, s-a aprins nava spațială direct. Uitați ce freză am, uitați-vă cum ce freză am când m-am trezit. Ăsta și eu, ăsta sunt, acesta sunt eu. Să vedem cine se deschide. Oh, domnul Thomas Shelby, bine. Bam, și aici după ce am pus parola, ce se întâmplă, fraților? Ce? Credeți cumva că mi-am schimbat? Nu, tot acesta este background-ul, da. Azi vreau să fac o nebunie cu fratele meu. Ia să văd dacă răspunde fratele meu. Ia că ta la ea. Ce faci, bă? Uite bine, tu? Dar tu nu ești la școală? Fraților, ce vreme este? Este un soare care rupe efectiv la ochi, gen toată strada se vede albă. Și în rest e fric de mor, ești prost? A fost minus 3 grade, am înghețat în casă, ești prost? Mi-a luat și bluză și geacă, bă. Ia vedeți și contrajul pe afară, bine, cred că numai eu filmez. Hai că e bine dacă e. Să filmezi în trafic. Snic contravenție, permisul! I-am luat lui mămica mea aici un buchet de flori. Este o zi frumoasă, fraților. Să luați și voi flori la mamele voastre, că merită. Da, cum să nu? Da, într-o zi așa frumoasă, dar de ce să nu? Salutare tuturor! S-a filmat deja un videoclip, după cum puteți vedea. Suntem acasă, a ajuns și fratele meu, dar e închilos și nu îl pot filma. Sau poate îl pot filma. După ce prozi. Mă uit la el și este foarte frumos și el îmi pare rău că este fratele meu, căci dacă nu era hau miau. Fiți atenți, fraților, la ce mă uitam. Revenim cu vinerea horror, ia uitați aici, vizualizări, fraților. 140.000, 216.000, ăla nu. 300.000, fraților, vinerea horror pe canalul secundar. Dacă vă abonați la Zniculeț, revenim cu vinerea horror. Dă-te boleacă, ia fiți atenți. Ia fiți atenți, bărbați, cu ce facem testul. Hop, primul the test. Frate, o să testezi, bam și bam. Doar 10 ani diferență și mulți euro în plus. Frumos. Dar cum să filmez un volvan și în spate gunoi? Sigur. Îți dai seama că îți luai 10 golfuri de bani pe care ți-au luat de pe Volvo ăsta? Gen, efectiv, îmi desi 10 ori 4, cam așa. 10 ori 5. Prost, 10 ori 5. Păi și cum ai zis ei? Hai, te așteaptă mă, ta la masă. Golful e 5.000, ridic, da? Ia uite, ce chiloțe e răzare! Au ce picioare. Nu filmez. Ia vedeți, bărbați, ce au venit aici, au venit coletul de la Food Shop, dar n-am apucat să filmăm, pentru că frate mi-e prost, nu a pus camera la încărcat. Îți codul Snic pe Food Shop. Ia uitați, fraților, aici. Ia, joacă-mă ăla. Ăsta ăștia, ăștia. Ia. Joacă-mă la ciorbă. Ia. La ciorbă. Ia. Uite ce bine. Cum faci? Ia uite, cum joacă? Merg la ciorbă? Ia. Bă, merg. Mă duc așa la o ciorbă. Mă duc așa la o ciorbă. Hop, schema 46. Ia. Care-s mai frumos, fraților? Ăștia sau ăștia? Frate, mi-a luat ăsta. Ia uitați, ca să sorteze cu tatuaje. Cum îl fac? Altceva. Azi, meu, ia uite, am plecat la o ciorbă. Ia, merge așa, bă, boss, merge. Codul din Pipuș, 80% reducere. Da, uite, plecăm la ciorbă. Care are antebrațul mai mare acum, că tot așa acasă se vede. Ăsta se vede. La ciorbă, plecăm la ciorbă. Ia uite aici. La ciorbă, am plecat la ciorbă. Plecăm la ciorbă. Frumos, la ciorbă. Ia. Șoferii, șoferiții, șoferascu. Oh, uite cum s-a deblocat asta, bă, sigur, salută. Înainte de toate, fratele meu are 18 ani. Are permis de un an. Numai că acum vrem să testăm cum ar conduce golful și cum ar conduce Volvo. Dacă n-aș avea permis, ar însemna că n-aș să pornesc mașina. Exact, el știe. Eu uitați-l, ia, la ciorbă a plecat, hop. La ciorbă. Ușor, la ciorbă, așa. Hop, stop, la ciorbă. Are un chilostru, un drum privat. Da, avem un teren noi, un drum privat, drumul nostru. Dar nu ți-o să conducă până acolo. Noi mergem cu babana asta de aici. Și acolo lăsăm pe fratele meu să decidă care mașină se conduce mai bine și care nu. A, uite-l, bă, am condus eu 3 ani să vină ăsta să o conduc. Băi, băiatule, bă. Ia vedeți, bărbați, cum joacă asta. Ia, hop. A, uite, unde am intrat, bărbați? Dar ce joacă aici, mă? Mi-am pus termopan în genuțule, ce ai? Vedem așa. Olio, ce m-a speriat-o, porni muzica, mă, iertați, știți? Ia vedeți cine e acolo în spate, Bărbătescu, bine, Dănuțul la volanul golfului. Ia vedeți, boșilor, SNK-ul, hai să urcăm frumos ca bă. Aici. În ce buzunar? Așa, aici. Buzunarul drept să țin cheile, dar bravo. A, uitați, fraților, unde intru? Bă, ce jegoasă o țin, morță, mă, te-o ațin tot numai curată. Unde-i trapa e? Hai că da, unde-i termopanul? Ia să vedem. Suntem aici cu frate meu pe drumul unchiului nostru, pe drumul terenului unchiului nostru. Eu având permis de un an, fac 19. Frate meu are 18 și are permis de un an. Ținând cont că golfulețul ne-a dus 3 ani, ia să vedem cum o îngrijește frate meu.
Ai pornit-o deja, țărani? Am pornit-o. Bravo, țărani, ia să vedem. Bun. Deci, bun, oglinzile l-a ajustat Dani. Așa, bun, bun. La unul la fel. Da, uite cât de... asta-i scobitoare. Da, bravo. Hop, balcanic, așa asta. Cum stătea Silviu când făceam eu școala de șoferi? Așa, cum l-am pe cap aici. E, toți mă... Da, de ce n-a? Da, așa făcea. Da, de ce n-a pe șamerea? Ia, hop, țin-o, bravo, bun, bun. Ia uite, la ciorbă a plecat a mea. La ciorbă, bravo. Bravo, la ciorbă. Încuiem și noi cealaltă mașină. Ușor, ușor, la ciorbă, ușor, nu, ușor, dar unde mă... Bă, dar ți... băi, ai țărani, nu se face așa, adică... Dar ce crezi că doar Volvo auto, bă, mergi? Ușor, bă, ratat, așa, ca să ne dai o părere. Ia uite aici, okay, deci... ia să vedem, avem ceva în spate, te-asigur, nu? Ia, fă-mi ratatule, bag-o aici, așa, și o faci o plecare cu spatele, așa, s-o întorci. Nu știu cum faci, faci din trei mișcări. Ori, țărani, ușor, ușor, stop, aici, aici. Ulic, n-ai mai apăsat țărani, n-ai mai apăsat frână, n-ai ținut ambreiajul. Challenge, dăm un shot de fiecare dată când Snake zice țăran. Țăran. Dacă la viteză mică trebuie să ții ambreajul, țărani. Acum dai cu spatele, țăran, maxim dreapta și ne ducem pe acolo, așa. Ok, fii atent. Pe terenul unchiului nostru care o costa 30 de euro metru pătrat, așa. Țărani, așa, te asiguri în oglinzi mereu de fiecare dată, bravo, țărani. Bravo, țăranu. Știi, țăranu. Așa, pui frână, hop. Da, ține ambreajul când ai scos-o din viteză. Țin, bosulică. Hai, acum. Pe ca să nu o strici încă tu, mătic, abia am reparat-o, i-am pus. Bun, deci bosulică, până acum fii atent. Volanul vezi să-i mișcă așa, stânga-dreapta. Faci mușcla asta, față de la de volan, las că vezi tu când treci pe ăla, fii atent. Bă, țăra, bă, o, centura, poți să-mi o ridic de aici. Vedeți? Ce, Dănuț, are permis de ceva timp? Dănuț, cum ți se pare că conduci, frate meu? Știi mașina. Știi, o cunoa, păi da, de acum o tot știi. Faza cu ambreajul nou a fost așa. Da, o fă la mișto aia, la mișto. Bun, ratat, hai să-i dăm și-o a doua. Ia să vedem cum îi dă Jonuț a doua. Ia să vedem. Ia uite, odată a doua a plecat la ciorbă. Nici nu am văzut-o. La ciorbă a plecat. Bă, ești prost? Nu. Ia să vedem. Ia, lasă mai ușor, ușor, ușor. Hai, ia. Dacă n-ai ținut ambreajul, hop, după cap. Scurt așa, scurt și pe doi. Fii atent. Fii ușor așa. Vezi că este dâmb. Este un dâmb mare. Nu putem să vă arătăm pentru că unchiul nostru a zis să nu arătăm. Încă-și construiești și nu vrea să dăm spălere. Terenul privat. Așa, vii ușor așa. O dai cu spatele și după vii așa mergem la volvan. Deci vrei să o luăm așa, o dau cu spatele și eu așa, da? Nu, ia, întoarce-o cum te duce bine, frate. Cum te duce bine, cap. Cu frână, cu frână și cu ambreaj, cu frână și cu ambreaj. Mai dai, mai dai, mai dai. Mai dai, mai dai, mai dai. Mai dai. Ține-o din frână. Stop. Mai dai, mai dai, mai dai. Stop. Gata, gata, gata. Și acum, bravo, bă. Ălio. Ha, uite, hai. Ălio. Nu pot să cred că stau în dreapta la mine. Stai morți, mătii, că cade camera, ești prost. Lasă-o, crezi tu că mergi tu cu volvanul, atenție. Acel volvan cât ai la oră? Am 20. 20, atenție, acel volvan peste 8 la oră nu vede aici. O părere, 10 din 10 fiind un Ferrari Testarossa, bine, și așa, bine, și 0 fiind un Ford Fiesta 2003 al umăta. Ah, ok. Păr, cât e? Pentru mine e un 9. Un 9? Un Ferrari și un Golf mi se par acelea. Bă, ce tare mare are unchiul nostru. Aoleu, dar mi-e așa frică, bă, boss. Are numerii roșii, te rog eu, ai grijă. Te rog, ai grijă. Atenție. Dar de pe care se deschide? De pe asta. Atenție, ia, ce se întâmplă? Ia, deschide. Opa, 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 aleu, dar ce joacă? Pe Golf am așa sau n-am? Da? Bă, nu cred că ai chiar așa. La unde e cheia, bă, s-o bag? N-o trebuie. Nu, asta e fără. Aleu! Trebuie să mă descalz. Vai de mama mea. Îi las acolo, mă întorc după ei. Se descălțat omul meu. Păi așa se face, măi, ne descălțăm înainte. În dreapta la mașina asta chiar n-am crezut că o să stau vreodată. Dă-te, mă. Aveți, Jonuțule. Aici, uite. Ce faci aici? Hâțul regesc este aici. Toate ca toate, dar atenție, nu credeam că în această mașină, fraților. Atenție, o să... Uitați, acele scheile, dar, bă, ai tableta asta cât ecranul meu de la monitor. Bă, dar nu credeam vreodată că în această mașină o să stau pe dreapta. Fraților, o să apară o nebunie pe YouTube. Atenție. Dar te rog frumos, ai mare grijă. Te rog din toată inima mea, că te bat de ticaș. Știi ce am visat, asta, da? Asta vrei. Povestește visul. Atenție, am visat într-o seară că i-am dat lui frate meu volvanul și că nu m-a ascultat și că o tras dreapta și că o rupt toată aripa aia și am zis: "Bă, mort la mașina asta." Chiar știi ce faci? S-o bagi în buzunar. Oba, deci asta e prima chestie pe care o faci când intri în această mașină. Pun cheia în buzunar, n-am pus-o în buzunar, da? Ai două pedale, doar două. Nu, stângul nu-l folosești, stângul bagă-l acolo. Îți dau sering în stâng, îți dau un pumn în stâng să nu folosești. Nu-l mișci de acolo, doar dreptul, atâta. Doar dreptul, cu dreptul apeși frâna, okay. Atenție, da? Dreptul frâna, da, așa, okay. Acum cu dreptul apeși frâna și rotești de acesta. Ia. Oh. Atât, scurtescu. Head-up display-ești prea. Acum,
Deschidem o leacă această trăpescu. Atenție, Denis, atenție, Denis. Hai porni motorul. Bun. Cum faci, ratatule? Nu știu. Fii atent, stai așa că zic eu acum. Stai de două ori pe chestia asta. Ia stai așa să filmezi. Cristalul ăsta dai de două ori așa. Bam, bam. Acum vezi că e pe drive, da? Da, cred că văd. Este pe drive, da? Atenție. Și mai bine. Iar auto hold-ul. Acum tu pur și simplu iei piciorul de pe frână. Da. Ușor pe acela. Ușor, că pleacă. Așa, ușor, ușor. Cum se mișcă volanul ăsta? Așa, ușor în gâtul mătii. Ușor în gâtul mătii, da? Bă, ești prost! Atenție, închideți telefonul în timpul filmării. Cum se mișcă volanul ăsta? Ratat, acum îți pui masaj în scaun. O, foarte... Stai că pe partea asta nu știu cum e. E primul buton din față. Bă, și sus. Cum te simți, ratat? Și acum a ratat, știi ce facem? Nu. Ia să vedem. Să vedem dacă se poate, cred că trebuie să fii pe loc. Bam. Ia, și acum a ratatule, o punem pe off-road. Mașina îți arată în bord că se ridică. S-a arătat acolo sus că se ridică. Și acum suntem sus. În caz de ești prea prost, poți să mergi și cu camera. Wow. Da? Dacă ești prea prost. Cum e ratatule? Cum se simte? În volvan? Să intru cu asta în râul unchiului. Dacă ai intrat în râul unchiului nostru, aceasta este armă letală pentru tine. Îl știi pe Jeffrey Dahmer? Am auzit. Așa îți fac și eu să mă rămân. Simte așa, hai, dă-i un pic. Așa. Ca să o simți și tu, de ajuns, da. De ajuns. Ia, și acum ea are auto hold, știi? Tu nu trebuie să iei piciorul. Wow, what the fuck, asta înseamnă auto hold, știi? Aleu, uite la că boss. Da, bossule, păi da, ce vrei? O mi-ai dat toți banii, bă, pe ia. Bune. Ia. Ho. Da, bă, deci de când ți-o la frate meu Volvo, mă gândesc eu la o mașină, gen, mama spune că Volvo e mașina perfectă. Și mă gândesc, ok, dacă spun de mașina frate meu că e perfectă, dar dacă să-mi iau și o mașină, ce o să zică de-a mea? Că eu aș vrea un Mercedes. Și eu mă gândesc la o mașină tot așa, sigur, gen, să fie în primul rând singură cum e Volvo ăsta. Da, așa. Și bosulică. N-ai cum să dai cu mașina asta la... Deci cum arată? N-ai, nu dai, frate, mă jur, m-am căutat. Am încercat, frate, mă uitam. Nu, no, n-ai cum să dai cu Volvo ăsta. Arată excepțional de bine. Pe aici, boss, la... Dar cum e să te simți? Și acum știi ce facem? După care, când ajungem acolo, te urci în Golf să vezi cum te simți. Să vezi, bă, deci eu, ăștia care mă urmăriți pe Insta, dacă ne urmăriți la Aron Sniculeș, la Aron Denis Ștefan 7, știți că eu am postat pe Insta că în ultimele zile am avut multă treabă prin oraș. Ce am făcut? Am venit și am luat Golf ca să mă miști mai repede, că asta e mare, nu găsești așa ușor locuri de parc. Băi, vere. Cum e, frate, mi-e părere? Boss, dar ești la... Bă, frate, deci dacă mi-ai fi dat și mie acum 50 ceva de mii de euro, cred că mi-aș fi luat ușor pe asta. Da, bine că nu ai. Nu de asta, așa, știi? Bă, tu mătic, asta n-are 150 cai. Are de două ori mai mult. În mașina se oprește, deloc intră autohold-ul, vezi că-ți apare acolo. Tu acum dacă iei piciorul... Bă, nu! Tu poți să fii și în rampa așa, că mașina se ține. Se ține? Da, nu mai trebuie să faci amereaj. Acum apasă frâna. Îi dai de două ori în sus pe cristal. Bam, bam. Îi pe revers, o intra camera. Wow. Acum mai dai ușor. Și atent, acum și acum te uiți pe cameră, gen. Ia uite aici așa, și tu uiți pe cameră. Vezi cum virează roțile, bravo, bun. Bă, ești prăș cu așa și dai. Ușor pe accelerație, ușor. Da. Mai dai. Tu uiți pe cameră. Ia, apasă pe mașină, gen. Nu, și dai ce cameră vrei, dar poți să-i dai cealaltă cameră. Pur, și acum tu vezi ce se întâmplă în spate, știi? Da, uite, vezi pe unde așa. Hai, mai dai o leacă cu spatele. Ia, uitați-l. Bine, ia, din apăsa frâna și dai de două ori în spate pe cristal. Și acum ai pe drive, acum ai dai în față. Gata? Stânga, maxim stânga de volan. Nu neapărat maxim stânga, așa, și acum dai ușor cu accelerație. Bă, da, ce sus sunt, mă, nu vine să creu, efectiv, mă uit acum în cameră, ce dar mi se pare gen. Da, bă, păi gândești, nu, dar acum fii atent, intri. Bă, nu mai am baterii, fraților, mai avem baterii, rata zi repede, notă la mașină. Notă. 14 plus, noi. 14 plus, îți place? Dacă maximul 10, nu să-i dau 14. 14? Da. Deci îți place, da? Bă, noi nu prea mai avem baterii, mi-arată că-i pe roșu, acum am văzut și mai trebuie să facem și thumbnail. Te-o motiva să-ți ieși da, tu? Da, normal, fii atent ce vloguri postezi de acum. Deci îți place așa pe da. Nu uitați să lăsați un like la videoclip dacă vreți să mai facem, un follow pe Instagram, la Denis Ștefan. Și să vă mai zic ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Noi v-am pupat! Bă, bă!